Bravo! Ăsta este destinul armenilor să împletească mereu bucuria cu suferință. Vorbea Părintele de mulțumirile pe care trebuie să le adresăm lui Dumnezeu Cezarului. Să mulțumim astăzi Bunului Dumnezeu și să îndreptăm recunoștința către autorități, căci astăzi, după 100 de ani, Strunga rămâne în continuare o casă primitoare pentru armeni. Să mulțumim acestui pământ și oamenilor. Și în sfârșit am reușit să-l conving pe Marcel Agop să se înfățișeze dumneavoastră, să-i mulțumim și lui, pentru că el a fost cel care a depus cea mai mare strădanie și prestigiu de care se bucură în fața autorităților, ne-a ajutat să avem cea mai frumoasă sală din Iași, să avem prezența autorităților la cel mai înalt nivel și să avem această atmosferă frumoasă. Și am să rog totuși să spună și el câteva cuvinte, cât ar fi de mutulică. Mulțumesc, Adelor! N-am nicio vizuică, zonarul e gol, da. Mulțumesc, domnului președinte, pentru ajutorul permanent, dar vreau să vă spun un lucru. N-am
niciodată. Am mai avut alte colaborări, dar cu o colaborare atât de rapidă, atât de eficientă cu localități, personalul de la primăria din Strunga, n-am putut să-mi închipui. Domnul primar, vreau să spun, am făcut o operație pe inimă la Iași. Imediat după asta i-am dat telefon. Săracu i-a spus, vorbește cu, dacă era vorba de acțiunea noastră, vorbește cu domnul viceprimar. Vă dați seama, a trecut printr-o cumpănă. La fel, ați văzut și dumneavoastră monumentul. Are ceva cu totul aparte. Nu vreau să spun mai mult, nu-mi place că am un orator desăvârșit aici lângă mine, dar vreau să mulțumesc tuturor care m-au ajutat în această acțiune și sper că în viitor să fie și mai frumos. Dar vreau să mulțumesc că celor care au fost în jurul meu și m-au ajutat, că singur nu pot să fac. Vreau să mulțumesc Darie Tănăsucă, tuturor celor din comunitatea locală care m-au ajutat. Vă mulțumesc și important să existăm și să mergem în continuare mai departe. Și mai în final, cei din spatele meu care în felul ăsta ne asigură că această comunitate are cel puțin încă o generație șansa să dăinuie, de pe ambele versante ale Carpaților vor dansa împreună un dans care se numește Hociari, care face parte din patrimoniul UNESCO și care vorbește despre târzenia poporului armean. Mulțumim foarte mult și succes!